O zi bună, stimați privitori! Să facem un tur al acestei sere semi-îngropate. O să începem cu aceste găini pe care le-am adus aici într-un confort deosebit și tocmai le-am furat un ou. Așa, nu avem multe. Și aici avem o îmbinare nebună de permacultură. Ce vreau să vă arăt este ultima mulcire cu paie. Așa. În același timp am aici niște plante în ghiveci, inclusiv moringa. Ardei de anul acesta încă mai supraviețuiesc câțiva. Flori. Și aici n-am terminat special pentru a vă arăta linia de picurare pusă peste solul băligar de oaie. Este băligar de oaie și deasupra, îi spunem, deasupra liniile de picurare. Așa. După care mulcim cu paie. Da. Cam asta este.